La 18 ani a ajuns în închisoare, regretă amarnic și speră ca într-o zi să-și îndrepte greșeala. Sunt Adriana Stoicescu și vă invit ca de fiecare dată să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor din închisoare. Este încarcerat într-una dintre cele mai grele închisori din România, la Aiud. Deși pare un copil, are maturitatea unui om de 40 de ani. A fost condamnat pentru tentativă de omor. Cine este acest copil și ce a făcut de a ajuns în temniță, aflați imediat. Aici întâlnești fel și fel de oameni, mai buni, mai răi, mai prietenoși, mai neprietenoși, care mai de care să bage sub pelea ta, care mai de care să profite de pe tine, care mai de care să te tragă lângă el dacă vede că ești bazat pe tine, dacă... Aici așa e la pușcărie, dacă ești bazat pe tine, ești prieten cu oricine, dacă nu ești bazat, rămâi jos. Dar ce înseamnă să fii bazat aici? Adică să nu lești capul jos la oricine. Adică dacă vine unul și te jicnești sau îți spune ceva, să te mai ferești, mai taci din gură, mai lești capul jos, dar nu chiar tot timpul. Așa se înțelege ce a fi bazat, să nu lești capul jos la oricine. Tu ți-ai făcut prieteni aici? Da, mi-am făcut. Până acum cei care am întâlnit nu puteam avea încredere, gata, prieteni la suferință, dar acum de ceva timp, de vreo câteva luni de zile, chiar și de când lucrez aici în penitenciar, cel mai bun prieten pe care pot să mă bazez, sunt și cu el în cameră și chiar mi-l consider un prieten. Mereu ne ajutăm, ne vorbim, ne înțelegem, ne vorbim de familie unul celuilalt, ne respectăm. Chiar pot să spun că am este un prieten, îl consider mai mult ca un prieten, eu îl consider frate. Pentru că am un frate afară și nu vrea să vorbească cu mine, nu vrea să mă, să nici măcar la telefon nu vrea să-mi răspundă să vorbim. De ce? Pentru că îmi spune că tot timpul nu l-am ascultat când eram afară. Îmi spunea mereu, hai dincolo. Și eu îi spuneam că nu. Eu îmi spunea, hai dincolo la lucru, îi spuneam că nu, mă temem să merg în afară. Pentru că vedeam așa multe cât se întâmplă, nu vreau să merg. Și el îmi spunea tot timpul, știa că eu sunt mai agresiv, sunt mai dur, așa îmi spunea, hai afară, că aici nu faci nimic, nici nu câștigi bani și o să pici la pușcărie. Nu l-am ascultat. Și acum pe chestia asta nici măcar nu vrea să vorbească cu mine. De când sunt închis de un an și 8 luni, nu l-am auzit niciodată nici măcar la telefon. Dragă frate, știu că ești foarte supărat pe mine că nu te-am ascultat, dar îți promit că voi repara tot ceea ce am stricat. Sper să mă poți ierta și să treci peste gândul ăsta urât pe care îl ai. Te rog să ai grijă. Sunt oameni care își construiesc viața pe o minciună, un adevăr care lor li se pare bun. Dar vine un moment în care viața pe care ei o văd ca pe un adevăr devine o sinceritate plină de lucruri nespuse, dar gândite de sufletul lor neobosit. Atunci apar situații ascunse în cuvinte nerostite, în minciuni care se vor o certitudine. Astfel, unii oameni află că minciuna este jumătatea de adevăr pe care, de altfel, o caută neîncetat. Tânărul din aceste imagini avea 18 ani când a intrat în lumea condamnaților. Ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns aici? Am plecat de la Botoșani, de la mine, la lucru în Brașov. Lucram în construcție, m-am angajat cu cartea de muncă la vârsta de 18 ani. Și am ajuns în Brașov.
Acolo m-am întâlnit cu un patron, m-a angajat în construcții și mi-a plătit chiria, m-am băgat într-o casă, stăteam în chiria acolo. Prima lună am lucrat, mi-am luat banii, am fost cu minte, am ascultat, n-am avut nicio problemă. A doua lună, anturajul, m-am prietenit cu băieții de oraș. Anturajul era prea dur pentru mine, am fost crescut un copil mai cu minte, mai ascultător. Dintr-o dată am intrat în anturajul rău a băieților de oraș. Cum am luat din a doua lună banii, am decis să merg cu băieții, prietenii care mi-i făcusem în Brașov. Am decis să merg cu ei să ne distrăm în club. Zis și făcut, am mers în club. Acolo am consumat mai multe feluri de băuturi alcoolice, pentru că eu nu mai băusim până atunci. Mi-am pierdut memoria, cunoștința, nu mai știam cine sunt, ce fac, absolut nu mai înțelegeam nimic, nu mai știam ce-i cu mine. Și la un moment dat, pe la 2 noaptea, am ieșit din club împreună cu unii dintre acei prieteni și am decis să mergem acasă. Eu am zis, ce mai țin eu minte, să sunem un taxi, să mergem cu taxiul. El, unul dintre cei patru care eram, a decis, nu sunt taxiul, că ești prea băut și să nu faci ceva urât prin mașină, prin taxiul, să ne facem de râs. Și au zis să mergem pe jos. No, bine, mergem pe jos. Și am mers pe jos. Am mers pe jos, dintre cei patru am mai rămas trei. Am mers spre casă, pe jos, era frig, era iarna. Trebuia să trecem sub un subsol și de cealaltă parte ieșeam direct în cartierul în care locuiam eu, unde stăteam cu chirie. Am intrat în acel subsol, eram singur, prietenii mei erau în spate, până să mă ajungă din urmă, deja în partea stângă am întâlnit o persoană, era mai în vârstă, nu știu ce mi s-a pus mie pe creier, nu știu ce am avut eu atunci. Și am întrebat ce face acolo, pe cine așteaptă, ce caut acolo. Și du-te mă copile de aici, au început să mă împingă, să mă bruscheze, m-am împins, am căzut jos, m-am enervat. În acel timp au ajuns și unul dintre cei doi prieteni mei care mai erau în spate. Și același lucru vreau să-i facă și la unul dintre prietenii mei, să-l bruscheze, să-l împingă. Acel prieten al meu nu era așa beat, el nu consumase așa mult băuturi alcoolice. Când l-am împins, el nu a căzut jos, prietenul meu l-a lovit. În acel timp mi-am revenit și eu, cum am fost bruscat, mi-am revenit și eu. Am început să lovim amândoi. L-am lovit eu, apoi el, apoi eu. Și a intrat inconștiință, a intrat în comă. Și acolo n-a mai durat mult să apară un bodyguard care făcea tura de noapte și păzea subsolul ăla, ne-a imobilizat, a sunat la poliție, a chemat ambulanța, a venit la luat pe respectivul de acolo, pe partea vătămată. Am fost dus la UPJ-ul Brașov, mi s-a spus acolo că stai copilul liniștit, că merg acasă mâine. S-a dat 12 ore, mâine o să merg acasă. Eram bucuros că o să merg înapoi, să-mi văd de lucru, să muncesc, să-mi câștig banii. Câteodată în viață, nu știu de ce, sinceritatea și recunoașterea trebuie reanalizate și recucerite. Oamenii care reușesc acest lucru au șansa unui nou început. O astfel de șansă are și Adrian. Are doar 20 de ani și a fost condamnat pentru tentativă de omor la 6 ani de detenție. Numele acestui copil este Adrian Ceplinske. Este din Botoșani și când avea 18 ani, a plecat în Brașov să-și facă un viitor. A doua zi, la ora 12, a fost duși la parchet și ni s-a mărit arestul preventiv cu 30 de zile și apoi iarăși cu 30 și apoi iarăși cu 30 și cu 60 până mi s-a dat definitivă condamnare pentru tentativă de omor, 6 ani. Cum a fost prima noapte în arest? Pentru mine
Nu pot să spun că a fost ură, pentru că eram sub influența băuturilor alcoolice, încă eram beat, încă eram amețit, nu știam ce cu mine. Doar atât. Când am văzut patul, m-am mulțumit că am văzut patul și m-am pus în pat. Dar când m-am trezit, când am văzut că sunt închis și nu pot să merg la ușă, să deschid eu ușa, să ies afară, să circul, să umblu, să fac ceva, a fost foarte îngrozitor. Și în clipa aia mi-am adus aminte de tot ce mi-era mai drag. De frați, de mamă. În clipa aia, ceva te mace în interior. Ceva. Cum a fost când ai auzit sentința? N-am auzit-o în fața instanței, am primit-o la cameră. Mai eram într-o cameră cu anumiți băieți, am văzut că ei primise condamnări mult mai mari. Și când am văzut ce condamnări primesc cu niște copii, chiar erau copii pe lângă mine, m-am speriat. Pedepse foarte mari, 9 ani, 15 ani, 7 ani. M-am speriat, am zis că Doamne ajută-mă să nu primesc eu atâta. Să merg cât mai repede acasă, să-mi văd familia. Și când venea condamnărilor acelor băieți din cameră, pur și simplu, de multe ori se întâmpla, eram la masă și vineau condamnările la băieți. Nici nu puteam să mai mănânc, plângeam împreună cu ei. Când mi-a venit mie condamnarea, când am văzut 6 ani, am zis că era și prea mult pe o parte și pe cealaltă parte de celelalte condamnări care le văzuse, mi se părea că e ok. Dar am făcut contestații la pedeapsă și mi s-a mai pus un spor de o lună și 10 zile pentru gravitatea faptei. Cum a reacționat familia ta? Cel puțin mama, când a auzit că ce am făcut și sunt închis, vă dați seama că orice mamă când aude de copilul ei că este închis, foarte îndurerată, plângea. Frații mei la fel, surorile, când au auzit că sunt închis, plângeau într-una. O trecut și ei prin niște momente foarte grele, ca și mine. Dar sper cu ajutorul Dumnezeu să termine totul. Ai spus că în Brașov ai intrat într-un anturaj rău. Ce făceați voi în anturajul ăla? De ce spui că era rău? Erau unii dintre băieții cu care m-am împrietenit. Nu erau din crederi, nu erau să te poți baza pe ei în anumite probleme. Deci nu te puteai baza pe ei că băi, astăzi mergem să lucrăm sau mergem să facem ceva. Nu puteai să te bazezi pe ei, pentru că tot timpul făceau altceva. Mereau să te distrau. Nu puteai să te bazezi pe ei. Și eu am căzut în plasă, hai odată, hai de două ori, hai și astăzi, hai și mâine, hai astăzi la club, hai mâine. Mi s-a părut că era ceva wow pentru mine. De ce să nu încerc și eu? Să merg să mă distrez și eu. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea propriu-zisă? Eu de fel sunt mai tare, sunt mai dur, mai arțăgos, mai... Dar arestul a fost o jucărie. Aveam condiții, era frumos, m-am obișnuit. Într-adevăr, am plâns, vreo 2 săptămâni nici nu am mâncat, nici... Era dor de familie, era dor de libertate. Dar când am plecat de pe arest și am ajuns pe pușcărie, a fost cu totul și cu totul altceva. Și... Am avut un sentiment foarte, foarte urât. Ți-aduci aminte cum a fost ziua aia când ai trecut de partea închisorii? Da. Mă... strângea ceva în spate, o emoție foarte urâtă când vezi închisoarea, cum vezi gratiile, vezi sârmele ghimpate, nu poți să vezi cerul liber, nu poți să vezi și un copac aici, dacă îl vezi, nu te duci cu gândul la bucurie sau dacă vezi o floare, să te duci cu gândul la bucurie, nu. O vezi și sau mai avem aici în penitenciar
Avem iepuri, pisici, le vezi și nu poți să spui, uite ce frumos sau uite și ei sunt închiși. Ca și noi. Deci nu poți, vezi ceva și te bucuri să spui că... Adrian s-a reinventat și s-a maturizat peste noapte. Nu va uita vreodată ziua în care a fost arestat și nici prima noapte petrecută în arest. Nici nu mai știe de câte ori a plâns. Este unul dintre cei mai ascultători deținuți minori din penitenciarul de la Aiud. Este una dintre cele mai pertinente lecții de viață. Poate fi oricând un model de reinventare și de greșeală. Este fără doar și poate o lecție de viață. Aici întâlnești fel și fel de oameni. Mai buni, mai răi, mai prietenoși, mai neprietenoși, care mai de care să bage sub pelea ta, care mai de care să profite de pătini, care mai de care să te tragă lângă el dacă vede că ești bazat pe tine, dacă aici așa e la pușcărie, dacă ești bazat pe tine, ești prieten cu oricine, dacă nu ești bazat, rămâi jos. Dar ce înseamnă să fii bazat aici? Adică să nu lești capul jos la oricine. Adică dacă vine unul și te jicnești sau îți spune ceva, să te mai ferești, mai taci din gură, mai lești capul jos, dar nu chiar tot timpul. Așa se înțelege ce a fi bazat, să nu lești capul jos la oricine. Tu ți-ai făcut prieteni aici? Da, mi-am făcut. Până acum, cei care am întâlnit, nu puteam avea încredere, gata, prieten la suferință, dar acum de ceva timp, de vreo câteva luni de zile, chiar și de când lucrez aici în penitenciar, cel mai bun prieten pe care pot să mă bazez, sunt și cu el în cameră și chiar mi-l consider un prieten. Mereu ne ajută. Ne vorbim, ne înțelegem, ne vorbim de familie unul celuilalt, ne respectăm. Chiar pot să spun că am este un prieten, îl consider mai mult ca un prieten, eu îl consider frate. Pentru că am un frate afară și nu vrea să vorbească cu mine, nu vrea să mă, să, nici măcar la telefon nu vrea să-mi răspundă să vorbim. De ce? Pentru că îmi spune că tot timpul nu l-am ascultat când eram afară. Îmi spunea mereu, hai dincolo, și eu îi spuneam că nu. Eu îmi spunea, hai dincolo la lucru, îi spuneam că nu, mă temem să merg în afară. Pentru că vedeam așa multe cât se întâmplă, nu vreau să merg. Și el îmi spunea tot timpul, știa că eu sunt mai agresiv, sunt mai dur, așa îmi spunea, hai afară, că aici nu faci nimic, nici nu câștigi bani și o să pici la pușcărie. Nu l-am ascultat. Și acum chestia asta nici măcar nu vrea să vorbească cu mine. De când sunt închis de un an și 8 luni, nu l-am auzit niciodată nici măcar la telefon. Pătrund adânc în suflet. Uneori îți stai răsuflarea, după care, cu o inocență unică, țucoase la loc. Adrian nu are cine știe ce școală. Își dorește însă să o termine și să devină cineva. În detenție a învățat că fără educație nu prea poți face nimic. El vrea să facă ceva cu viața sa de după închisoare. Ce lume ai găsit aici? Aici întâlnești fel și fel de oameni. Mai buni, mai răi. Mai prietenoși, mai neprietenoși, care mai de care să bage sub pelea ta, care mai de care să profite de pătini, care mai de care să te tragă lângă el dacă vede că ești bazat pe tine, dacă aici așa e la pușcărie, dacă ești bazat pe tine, ești prieten cu oricine, dacă nu ești bazat, rămâi jos. Dar ce înseamnă să fii bazat aici? Adică să nu lești capul jos la oricine. Adică dacă vine unul și te jicnești sau îți spune ceva, să te mai ferești, mai taci din gură, mai lești capul jos, dar
Nu chiar tot timpul. Așa se înțelege ce a fi bazat, să nu leși capul jos la oricine. Tu ți-ai făcut prieteni aici? Da, mi-am făcut. Până acum, cei care am întâlnit nu puteam avea încredere, gata, prieteni la suferință, dar acum de ceva timp, de vreo câteva luni de zile, chiar și de când lucrez aici în penitenciar, cel mai bun prieten pe care pot să mă bazez, sunt și cu el în cameră și chiar mi-l consider un prieten. Mereu ne ajutăm, ne vorbim, ne înțelegem, ne vorbim de familie unul celuilalt, ne respectăm. Chiar pot să spun că am este un prieten, îl consider mai mult ca un prieten, eu îl consider frate. Pentru că am un frate afară și nu vrea să vorbească cu mine, nu vrea să mă, să, nici măcar la telefon nu vrea să-mi răspundă, să vorbim. De ce? Pentru că îmi spune că tot timpul nu l-am ascultat când eram afară. Îmi spunea mereu, hai dincolo. Și eu îi spuneam că nu. Eu îmi spuneam, hai dincolo, la lucru. Îi spuneam că nu, mă temeam să merg în afară. Pentru că vedeam așa multe cât se întâmplă. Nu vreau să merg. Și el îmi spunea tot timpul. Știa că eu sunt mai agresiv, sunt mai dur. Așa îmi spunea, hai afară, că aici nu faci nimic, nici nu câștigi bani. Și o să pici la pușcărie. Nu l-am ascultat. Și acum chestia asta nici măcar nu vrea să vorbească cu mine. De când sunt închis de un an și 8 luni, nu l-am auzit niciodată, nici măcar la telefon. E foarte. Crezi foarte că greu. Vei putea face vreodată ceva să le ștergi, nu știu, durerea asta din suflet, să-l faci pe fratele tău să te ierte? Eu cred că pot să fac chestia asta și sunt în stare, dar nu pot de aici să fac nimic. Dacă nici măcar la telefon nu vrea să răspundă, de aici nu pot face nimic. Când am să ies afară, de acolo, pot să spun că sunt în stare și sunt capabil să pot să-l fac, să înțeleagă care au fost situațiile, probleme, gândurile, să-l fac să înțeleagă că nu că nu l-am ascultat. Așa a fost atunci pe moment. Și mă critică și mă judică și mă pune la perete mereu ca un străin. Ce fel de om ești tu? Cum te-ai caracteriza? Săritor. Prima caracterizare pe care mi-o pun eu singur și care o vede oricine ar fi săritor. Nu pot să văd pe cineva că suferă, că îi trebuie ceva sau că are nevoie de ceva și să nu-l ajut. Săritor, inimos. Ajut pe oricine. Nu mă uit că chiar are sau îi amărât sau... Ajut pe oricine. Muncitor. Te-a schimbat în vreun fel închisoarea? Da. M-a făcut mai tare, m-a împetrit. Era mai copilăros era înainte să intru. Era mai copilăros, mai jucăuș, mai nu știu, mă juca mintea feste în fiecare zi. De când sunt închis, m-a făcut pușcăria, închisoarea m-a făcut mai dur, mai să iau decizii, când pun punctul pe ei, să fie punctul pe ei. Dar ești un om mai bun sau mai rău decât atunci când ai intrat? Față de când am intrat, eu consider și sper și mă rog la Dumnezeu în fiecare zi să fiu mai bun și chiar sunt mai bun. Am schimbat câteva lucruri la mine de când sunt închis. M-am schimbat în bine și sper până la finalul pedepsei, până mă vedea ieșit pe poarta închisorii, să devin din ce în ce un copil, un om, un adult, cât mai înțelept, cât mai ascultător, cât mai... Tu crezi că ai putea să fii un model pentru cineva? Da. Pentru
Care m-aș pune în situația, în postura asta, să fiu model pentru cineva. Mai ales la chestia cu alcoolul, că asta m-a făcut pe mine să ajung aici. Eu afară nu furam, nu tâlhăream, nu, eu îmi câștigam banii și pâinea de muncă, munceam. Pe puțin, pe mult, eu munceam și îmi câștigam pâinea. Dar băutura, alcoolul, m-a făcut să ajung aici. Și acum știu de ce trebuie să mă feresc eu personal și apoi, pe lângă mine, dacă pot, să dau un cuvânt și o vorbă bună pentru cineva care chiar îi poate ajuta. Că alcoolul nu este bun și nu duce la bine. Niciodată nu a dus la bine. Adrian este încarcerat de aproape 2 ani. A ajuns într-una dintre cele mai temute temnițe din România. La Iud a fost întemnițată, de-a lungul timpului, în comunism, aproape toată intelectualitatea românească. În această închisoare au trăit chinuri de neimaginat. Zidurile încă mai păstrează durerea celor închiși pentru credințele lor. Petre Țuțea, Arsenie Boca, Justin Pârvu, Mircea Vulcănescu, Părintele Galeriu, Radu Gir și mulți, mulți alții. Români ai unei Românii care nu a renunțat vreodată la credință și la convingeri. Despre aceștia Adrian doar a citit și le-a văzut pozele pe pereții închisorii. Dacă ai putea să dai niște sfaturi unor tineri, care ar fi acelea? În primul rând, să aibă grijă la anturaje. În grupul de prieteni în care circule, în grupul de prieteni în care îi iau. Și la fel, aici nu intră neapărat numai alcoolul. Să se ferească de droguri, de alcool, să-și asculte părinții, decât niciodată nu-i târziu. Niciodată să nu spui niciodată că când crezi că nu ești prins, atunci ești prins. Așa spuneam și eu afară. Aveam unii prieteni care mai făceam prostioare și când eram acasă la mine, la Botoșani. Dar nu eram prins, nu erau așa dure. Și ziceam, îmi spuneam mulți prieteni și mami, Adi, liniștește-te că fiecare naș își are nașul. Și eu îi răspundeam, cine eu? Niciodată. Și cândva, nu mai dura mult și am găsit nașul. Cum e viața la închisoare? Viața la închisoare este pentru unii grea, pentru unii ușoară. Pentru cei care este grea, nu știu să dau o definiție pentru ei. Pentru cei care este ușoară, dacă închisoarea, sau cum spunem noi, îți faci pușcăria ușoară dacă știi cum. Și eu unul încerc să mi-o fac ușoară tot timpul, prin a asculta, a ieși la cursuri, a învăța ceva bun de la orice om, la oricine îl prind la colț și îmi spune o vorbă, prima dată stau și o analizez dacă e bună sau dacă e rea. Și după aia, dacă e bună, o țin pentru mine, dacă e rea, nu o spun nici la altul, dar nici pentru mine nu o țin. Și ca să-ți faci pușcăria ușoară, trebuie să îți dai silința, să-ți fie o învățătură de minte. Eu așa fac. Îmi dau silința să învăț cât mai multe lucruri bune. Lucrez. Vreau să merg cât mai repede acasă. Pentru asta lucrez. Să merg mai repede acasă, să-mi văd frățiorii, să-mi văd familia. De când sunt închis, de un an și 8 luni, iau doar la telefon. N-am reușit niciodată măcar să-i văd numai în poze. N-am reușit să-i văd și eu la vizită sau... Tu ce crezi că e cel mai important în viața unui om? Cel mai important în viața unui om? Eu
Familia. Pentru mine e, pentru mine personal, strict personal, e familia. Cea care o am acasă și cea care vreau să-mi întemeiez când am să ies de aici. Cel mai important pentru mine este familia. Altceva nu văd. Dacă ar fi să, nu știu, să le povestești celor de afară despre închisoare, ce le-ai spune? Cum e? Cum le-ai descrie celor de afară închisoare? Să ajungi aici, e greu. Cei care vin cu mandate mici de 5-6 luni, îi se pare jucării, stau un pic, ce fac, îmi vor și pleacă afară, ies repede afară. Cei care vin cu mandate mari, deci e greu. Și crezi la prima întâlnire cu pușcăria, ai ușor, o să treacă, toți spun așa. O să treacă. Și cuvântul ăsta o să treacă. Din gură spui foarte scurt, o să treacă, dar timpul care e în spate, sunt niște ani acolo la pedepsele alea, nu trec așa ușor. Și acei ani lasă niște urme, lasă niște umbre. Lasă niște umbre dureroase. Familiei tale, dacă ai familie afară, niște umbre dureroase în sufletul tău. Nu e așa ușor. Și nu doresc, cuvântul ăsta l-am mai spus la majoritatea băieților, prietenilor, cum pot să le spun aici, nu doresc nici la cel mai mare dușman al meu să ajungă aici. Nu pot să spun că așa prea pușcărie, dar să fii închis de parte de familia ta, eu zic că e ceva. Îți dă de gândit, undeva e o virgulă. Cel mai mult își dorește ca familia să îl ierte. Vrea să le demonstreze că a fost o greșeală ceea ce a făcut. A dorit să apară la televizor pentru ca lumea să-i afle povestea, ca familia să îl vadă și, ce este cel mai important, tinerii să vadă unde îi poate duce anturajul. Cum trece timpul la închisoare? Că, la fel cum v-am mai spus, dacă știi să-ți faci pușcăria, îți trece ușor. Dar dacă tot timpul plângi și te vaiți și abia te uiți pe ceas, o trec cu jumătate de oră, nu faci așa, nu poți să faci nimic. Pe mine mă întărește mult faptul că pot să lucrez, sunt cu minte, sunt ascultător, ies la cursuri, fac în așa fel orice minunt să trec ușor. Încerc să m-am desprins de mult de libertate și m-am adaptat aici până am să reușesc să ies afară. De câte ori ai plâns? Nu pot să vă spun. Nu le-am numărat. Dar de foarte multe ori. Nu e o rușine. Pentru mine nu e o rușine să plânge. Că mai auzi pe cineva că bă, ești bărbat și ce faci? Ești bărbat și plângi? Eu zic că unul din 10 bărbați, dacă ești bărbat, ai suflet, n-ai piatră, ai inimă, n-ai, ești stâncă, eu unul așa sunt. Când mă emoționez, mi se adună foarte multe gânduri, doruri și când mă simt să mă descarc, pot să fiu și mijlocul cei mai mari mulțimi. De ce ți-e cel mai tare dor de afară? Cel mai tare dor? Cel mai tare dor este de familie. Nu este dor de mama mea, de frățiorii mei. Lucrul ăsta mă seapă, mă macină foarte tare. Nu pot să fiu lângă ei, nu pot să-i ajut, să-i ascult. Când au o problemă, să fiu acolo, să-i ajut. Să ne întindă o mână de ajutor. Am frați mai mici, sunt la școală. N-am reușit să fac 10 clase sau liceu sau facultate. Am reușit să fac 8 clase. Dar nu că n-am vrut eu. Eu am vrut, dar nu a fost posibilitatea. Stăteam la țară, trebuia să mergi în oraș, nu erau bani. Și de-aia mă macin faptul pentru că am frați la școală. Sunt deștepți, inteligenți. Vreau să fiu lângă ei, să-i ajut financiar sau un sfat sau cu o vorbă, să
Îi ajut să continui în școala. Măcar să înțeleagă ceva din lucrul ăsta. Că școala, nu că cine spunea vorba aia, dacă ai carte, ai parte. Vorba aia cine o zis-o bine. E adevărat, ai carte, ai parte. Te-ai gândit vreodată să-ți continui studiile aici? Da. Da, vreau să... Aici v-am mai spus, nu există scoate la cursuri și iesul la cursuri. Învărț orice lucru nou, pentru mine e binevenit. Dar deocamdată aici, în penitenciarul ăsta, eu sunt la tineri și doar majorii, cei care sunt de 21 de ani, pot să-și continui studiile. Dar cred că dacă mă ajută Dumnezeu, până în, o să sar la majori, până împlinesc 21 de ani, după ce împlinesc 21 de ani, vreau și eu să îmi continui studiile. Pe Adrian îl poți asculta ore în șir. Povestește despre viața de dinainte de închisoare, despre orele petrecute în temniță și despre viață. Oricine poate învăța câte ceva din discursul acestui tânăr. Deși are 20 de ani, are maturitatea unui om de 40. Tu cum îți vezi viața de după închisoare? Acum fiecare aici din gură spune că ies afară, fac așa, fac așa, fac așa. Degeaba spui din gură că o să faci așa și o să faci așa. Sau tot timpul ți-ai, cum spunem noi, ți-ai filme. Am să ies, o să fac așa. Eu mi-aș vedea viața liniștită. Nu vreau să mai am probleme cu legea, să mai aud de închisoare. Cât am să trăiesc, eu nu vreau să mai aud de închisoare. E un lucru pentru mine care e învățare de minte, nu numai pentru mine. Pentru mulți, eu cred că e învățare de minte. Unul m-aș vedea afară, să-mi întemeiez o familie, asta e visul meu, să-mi întemeiez o familie. Să fac o casă și să-mi văd de viața mea. Le vei spune celor de afară că ai făcut închisoare? Unii care deja mă știu, mă cunosc, nu trebuie să le spun că știu ei. Dar așa, să mă întâlnesc cu un străin și să, nu știu, să legăm o prietenie, poate, sau să ne ajutăm cumva, la un moment dat, eu cred că dacă, chiar dacă nu o să-i spun eu, o să afli el sau ea. Sau... E o rușine să faci închisoare? Pentru unii, nu. Pentru unii e ceva nepăzător pentru unii. Pentru mine, mi-e rușine un pic. Dintre toți verișorii mei, toți care din familia noastră mă refer, niciunul nu a fost închis. Sunt primul din neamul nostru, din familia noastră, care s-a închis. Și pentru mine e o rușine. Pentru mine chiar e ceva... Eu am nemerit să fiu oaia neagră neamului. Dacă vei ajunge să ai o familie a ta, dacă vei avea copii, le vei povesti că ai făcut închisoare, le vei spune copiilor? Desigur, că lucrul ăsta trebuie să-i ajut, să nu... Mai ales în privința băieților, fetele, mai sunt cum mai sunt fetele, dar băieții, trebuie să-i stăpânești și să îi spui la ce să aștepte. Dacă, eu așa cred, dacă o să am un copil, un băiat sau doi sau trei, și înveți de mici și le spui că nu e bine și nu, și e rău la pușcărie și o să ajungi acolo în închisoare și o să-ți fie greu, eu cred că o să înțeleagă. Uneori, viața și întâmplările ei nu au vreo explicație pentru mulți dintre noi. Cu siguranță au însă o logică. Soarta cu siguranță știe de ce l-a trimis pe Adrian în lumea condamnaților. Dacă ar fi mama ta acum aici, ce îi spune? În primul rând, ea spune că regret clipul în care nu ascultam, când îmi spunea adeliniștești, eu nu ascultam. Ea spune că o iubesc foarte mult și același încă o dată mai repet,
Același răspuns de la început, că nu am ascultat-o. Dacă o ascultam, nu eram aici. Dacă o ascultam, ce mereu îmi spunea în fiecare zi, Adele, liniștește-te, eu nu. Fraților, ce le spune? La fel, mi-aș putea spune că iubesc foarte mult, țin la ei, mi-e dor de ei. Vorbesc cu ei la telefon, mereu îmi spune că le dor de mine, că așteaptă să fiu mai repede acasă, îmi spune să fiu cu minte, să merg cât mai repede acasă, lângă ei. Care e primul lucru pe care îl vei face când te vei elibera? Primul lucru care îl voi face, pe oriunde aș fi, pe ce penitenciar m-aș afla, direct acasă, duc la familie. Să-mi văd familia, o să stau puțin cu ei și după aia aș vrea să îmi caut un post stabil de lucru, de muncă și să muncesc, să mă întrețin pe mine, să-mi întemeiez o familie, să îi pot ajuta pe frații mei mai mici, pe mama mea. Adrian Ceplinski, un alt condamnat, o altă poveste. O destăinuire pe care toți cei liberi ar trebui să o asculte. O altă lecție de viață prezentată într-o lume pe care nimeni nu și-o dorește. O existență amară, plină de învățăminte. Un om, un suflet, care nu vrea altceva decât o șansă. Aici întâlnești fel și fel de oameni, mai buni, mai răi, mai prietenoși, mai neprietenoși, care mai de care să se bage sub pelea ta, care mai de care să profite de pe tine, care mai de care să te tragă lângă el dacă vede că ești bazat pe tine, dacă aici așa e la pușcărie, dacă ești bazat pe tine, ești prieten cu oricine, dacă nu ești bazat, rămâi jos. Dar ce înseamnă să fii bazat aici? Adică să nu leși capul jos la oricine. Adică dacă vine unul și te jicnești sau îți spune ceva, să te mai ferești, mai taci din gură, mai leși capul jos, dar nu chiar tot timpul. Așa se înțelege ce a fi bazat, să nu leși capul jos la oricine. Tu ți-ai făcut prieteni aici? Da, mi-am făcut. Până acum, cei care am întâlnit, nu puteam avea încredere, gata, prieteni la suferință, dar acum de ceva timp, de vreo câteva luni de zile, chiar și de când lucrez aici în penitenciar, cel mai bun prieten pe care pot să mă bazez, sunt și cu el în cameră și chiar mi-l consider un prieten. Mereu ne ajutăm, ne vorbim, ne înțelegem, ne vorbim de familie unul celuilalt, ne respectăm. Chiar pot să spun că am este un prieten, îl consider mai mult ca un prieten, eu îl consider frate. Pentru că am un frate afară și nu vrea să vorbească cu mine, nu vrea să mă să nici măcar la telefon nu vrea să-mi răspundă să vorbim. De ce? Pentru că îmi spune că tot timpul nu l-am ascultat când eram afară. Îmi spunea mereu, hai dincolo. Și eu îi spuneam că nu. Eu îmi spuneam, hai dincolo, la lucru. Îi spuneam că nu, mă temem să merg în afară. Pentru că vedeam așa multe câte se întâmplă. Nu vreau să merg. Și el îmi spunea tot timpul. Știa că eu sunt mai agresiv, sunt mai dur. Așa îmi spunea, hai afară, că aici nu faci nimic, nici nu câștigi bani și o să pici la pușcărie. Nu l-am ascultat. Și acum chestia asta nici măcar nu vrea să vorbească cu mine. De când sunt închis de un an și 8 luni, nu l-am auzit niciodată nici măcar la telefon.
Aici se încheie povestea lui Adrian, o lecție pertinentă de viață. Ce va face după închisoare rămâne de văzut. Sunt Adriana Stoicescu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la Condamnații.